nu înghețata, carnea sau alimentele bogate în grăsimi și proteine sunt recomandate pentru consum în timpul zilelor caniculare. Legumele și fructele însă, în stare proaspătă, mâncate ca atare sau sub forma salatelor, trebuie să înlocuiască meniurile bazate pe produse care sunt greu digerabile. Din rândul legumelor și fructelor de sezon, castravetele reprezintă unul dintre alimentele de luat în seamă în vremea zilelor caniculare pentru conținutul său de apă și minerale. Oricât vi s-ar părea de surprinzător, castravetele reprezintă în perioada de caniculă alimentul de consumat. Sigur că și fructele sunt recomandate a fi consumate pe perioada temperaturilor caniculare. Oricât ar fi de mare însă tentația, aflați în piață, nu consumați legume și fructe nespălate, mai ales că în orice piață există posibilitatea de a spăla ceea ce cumpărați. Luate direct din livezi sau grădini, din piețe ori marketuri, legumele și fructele trebuie atent spălate pentru evitarea unor boli grave. Cele mai frecvente astfel de boli, diareice acute, sunt contactate de persoane care nu spală bine legumele și fructele înainte de a le mânca. Cu transmitere prin diferite bacterii și germeni pe cale orală, aceste afecțiuni au efect asupra sistemului digestiv și ficatului. În concluzie, spălatul atent al fructelor și legumelor, care se recomandă a fi consumate în perioadele caniculare, ne scutește de bolile diareice acute, de stările de greață ori vărsături și deshidratare.